Lege pentru modificarea și completarea legii numărul 317/2004 privind organizarea și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii. 189 de voturi pentru, 101 împotrivă, o abținere, 2 colegi care nu optează, adoptat. Practic astăzi, prin acest vot, am început din nou. Tot anul trecut, România a fost ținută captivă de problemele penale ale domnului Liviu Dragnea. Tot anul trecut, tema României a fost justiția. Așa cum s-a întâmplat de-a lungul timpului, societatea a putut să supraviețuiască și fără justiție independentă. Am trăit 50 de ani de comunism, dar nu asta ne dorim. Se poate și fără, dar asta ne dorim pentru copiii noștri. De asta trebuie să ne mobilizăm și să avem grijă. Lupta va continua, vom încerca pe toate căile să contestăm în fața Curții Constituționale. E adevărat, avem rezervele noastre, dar suntem obligați să luptăm pe toate căile. Sperăm și din partea președintelui o reacție, pentru că vor veni aceste legi la promulgare și are posibilitatea unei reexaminări. Poate că va sesiza și Comisia de la Veneția, e în atributul său. Toți care suntem implicați în aceste proceduri de adoptare a legilor trebuie să ne aducem aportul pentru a minimiza cât se poate impactul negativ a acestor legi în privința justiției. De data aceasta veți face front comun cu cei din PNL? Da, am avut aceste discuții cu colegii de la PNL și cu președintele Ludovic Orban și avem un acord în sensul acesta deja dinainte de a ajunge în situația pe care am anticipat-o, pentru că dincolo de bucuria pe care înțeleg că PSD trebuie să o simtă în momentele acestea, efectele pentru România sunt unele devastatoare pe plan extern. Trebuie să analizăm culpa. Dacă vom vedea că există o culpă de natură penală, mi se pare că nu avem ce face altceva, pentru că nu putem sta cu mâinile încrucișate și nu e prima oară când se întâmplă o asemenea chestie. Deci luați în calcul depuneți o plângere penală. Luăm în calcul, analizăm această posibilitate.